salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou e Enigma! Eu sunt Truben și sunt gata oricând să fiu la dispoziția voastră. Iar acum, haideți să vedem care este Enigma de astăzi. De departe, evenimentul care a în trecut săptămâna trecută popularitatea disputelor legate de alegerile politice care au avut loc, a fost concertul formației Coldplay de la București. Se pare că formația era așteptată de peste 15 ani să concerteze și în România. Totuși, atunci când pe scenă a urcat un român care a interpretat o manea, publicul este la peste 50.000 de persoane, a început să huiduiască atât alegerea trupei britanice, cât și stilul muzical. Da, ați auzit bine, o manea la un concert de rock alternativ sau pop-rock sau orice alt stil prezent în piesele trupei, adică unul foarte elitist. Trupa britanică Coldplay este un adevărat fenomen muzical global și una dintre cele mai iubite formații ale momentului. Fondată în 1996 de Chris Martin și Johnny Buckland, Coldplay a reușit să creeze un stil muzical distinctiv care îmbină rockul alternativ cu popul melodic și versuri profunde, pline de sensibilitate. De-a lungul carierei, Coldplay a lansat 9 albume care au fost vândute în peste 100 de milioane de exemplare în întreaga lume. Printre cele mai cunoscute piese ale lor se numără hituri precum Yellow, Clocks, Fix You, Viva la Vida, Paradise și Something Just Like This. Aceste melodii au devenit timnuri pentru o generație datorită muzicii și mesajelor universale despre iubire, pierdere, speranță și sens în viață. Coldplay a fost recompensată cu numeroase premii prestigioase, printre care șapte premii Grammy, 9 premii Brit și 6 premii MTV. Trupa este recunoscută nu doar pentru succesul comercial, ci și pentru calitatea artistică a muzicii lor, fiind apreciată de critici și colegi din industrie. Un alt aspect notabil al formației este spectaculozitatea concertelor live. Show-urile Coldplay sunt adevărate producții multimedia cu efecte vizuale uimitoare, lasere, confete, baloane uriașe și brățări LED interactive purtate de fani, care creează o atmosferă magică și unică. Cam la asta se așteptau cei care au plătit între 250 și 970 de lei biletul la concert. Trebuie să mai precizez că formația Coldplay este cunoscută pentru implicarea în cauze umanitare și filantropice. Trupa susține activ organizații precum Crucea Roșii, Amnesty International și lupta contra sărăciei, nedreptății sociale și schimburilor climatice. Prin fundația proprie, Coldplay donează o parte din casări către proiecte educative și de dezvoltare în țări defavorizate. Toate aceste elemente, stilul muzical, succesul la scară largă, concertele memorabile și activismul social au contribuit la statutul Coldplay de formație importantă și la afecțiunea de care se bucură din partea a zeci de milioane de fani din toate colțurile lumii. Coldplay a devenit mai mult decât o trupă. Este un simbol și o sursă de inspirație pentru tineri, postură din care au ales să promoveze resursele locale în materie de muzică. Mare deranj mare din cauza Manelei din concert. Televiziunile au transmis la principalul buletin de știri incidentul. Manelistul s-a apărat pe contul de TikTok spunând că dacă a fost invitat, era obligat să accepte așa o oportunitate. Au apărut ca peste noapte și purtătorii de păreri specializați în IT, banking și alte profesiuni la fel de muzicale, care s-au exprimat despre atitudinea publicului care s-a comportat Urit ca să nu folosesc un cuvânt care să fie în ton cu limbajul manelistic. Principala lor critică a fost că nu știm să ne prețuim valorile. A? Ce? Valori? ale cui? Dacă este în trending pe YouTube, sigur e ceva valoare acolo? Ca să fiu și mai clar, trebuie să precizez că manelistul invitat să cânte cu Coldplay nici măcar nu este cel mai vizionat manelist de pe YouTube. Sunt alte manele mult mai vizionate. Așadar, despre care valori vorbim? Cu siguranță că Huiduinu este cel mai civilizat și mai bun lucru pe care poți să-l faci atunci când ceva nu îți convine. Chiar dacă ești pe un stadion. Dar de aici până la valori este un drum lung. De fapt, aici a fost vorba despre amăgire, despre înșelere larea încrederii sau poate chiar despre trădare. Bun, uite un bun prilej să vorbim despre amăgire. Suntem amăgiți zilnic și în foarte multe episoade. Cel mai dureros este că de multe ori, tocmai din direcția în care am investit cea mai multă încredere, vine și decepția. Valorile sunt întotdeauna tolerante cu alte valori. Valorile mai puternice devin contagioase, se transmit oriunde ajung. Nu lipsa recunoașterii valorilor este explicația huiduielilor, ci aducerea pe ușa din spate a ceva ce nu era pe lista principală. Probabil că un concert de manele ar fi adunat la fel de multă lume și foarte probabil că un număr semnificativ de participanți ar fi fost aceiași cu cei de la concertul Coldplay. Când primești ceva ce nu ai cerut, devii neliniștit, te simți înșelat și vrei să te răzbuni. Nu are legătură cu valorile în general, sau mai bine zis, are legătură cu valoarea de a nu fi înșelat. Atunci când vorbim de valorile externe, cele pe care le descoperim în muzică, în literatură sau în tradițiile populare, de fapt, cred că niciun popor nu știe să-și expună clar valorile eminamente proprii, pentru că valorile nu pot fi confiscate de cineva, ele sunt universale, sunt ale tuturor. Muzica lui Beethoven sau Mozart, precum și literatura lui Hemingway sau Shakespeare, nu sunt un bun al unei nații, chiar dacă sunt produsul acelei culturi. Valorile sunt universal umane și aparțin în egală măsură tuturor celor care le acceptă și le trăiesc în viața lor de zi cu zi. A fi înșelat însă este o acțiune care provoacă reacțiune. Poate pentru câteva clipe. Cel care amăgește sau înșală are convingerea că este cel care controlează situația și că nu vor urma alte efecte neplăcute. Totuși de fiecare dată vine și nota de plată. Invitarea unui cântăreț de manele să urce pe scena concertului de la București a stânit reacții aprinse în rândul publicului prezent și a declanșat o dezbatere intensă în mediul online. Dincolo de evenimentul în sine, această controversă ridică o întrebare interesantă despre relația dintre artiști și fanii lor. Poate fi interpretat o decizie artistică nepopulară ca o înșelare a încrederii publicului? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să analizăm în primul rând natura specială a relației dintre Coldplay și fanii să Coldplay nu este doar o formație de succes ci un fenomen cultural cu o bază uriașă de susținători loial în întreaga lume. Această loialitate se bazează nu doar pe aprecierea muzicii lor, ci și pe atașamentul față de anumite valori și principii pe care fanii le asociază cu trupa. Rafinament artistic, mesaje profunde, filantropie. Fanii se așteaptă ca idolii lor să rămână fideli acestor valori și să le reprezinte cu consecvență. În acest context, colaborarea cu un cântăresc de manele, un gen muzical adesea perceput ca ieftin mercantil vulgar și în contradicție cu valorile Coldplay, poate fi resimțită ca o trădare a acestor așteptări. Pentru fanii dedicați care au investit emoțional și financiar în susținerea trupei de-a lungul anilor, gestul poate părea ca un compromis nepotrivit care pune comercialul înaintea integrității artistice. Sentimentul de înșelare a încrederii este amplificat de faptul că mulți fani ai muzicii rock alternativ se definesc în opoziție cu alte genuri muzicale precum manelele. A vedea trupa favorită legitimând acest gen prin asociere directă poate genera un sentiment de rușine și revoltă ca și cum propria identitate ar fi pătată. Fanii s-ar fi așteptat ca formația Coldplay să fie mai atentă la preferințele și sensibilitățile publicului său român și să evite o decizie artistică atât de controversată. Pentru mulți tineri, Coldplay reprezintă un model de integritate și consecvență artistică într-o industrie a compromisurilor. A vedea trupa abătându-se de la propriile standarde ridicate poate genera o pierdere a unui ideal, o demitizare dureroasă care duce la pierderea încrederii în valorile și autenticitatea formației. Desigur, se poate argumenta că artiștii au dreptul la libertate de expresie și colaborare, iar a judeca o decizie artistică prin prisma așteptărilor fanilor este limitativ. Cu toate acestea, în contextul unei relații speciale dintre o formație și publicul său bazată încredere și afinitate, ignorarea sensibilităților acestui public poate avea consecințe negative, după cum s-a și văzut la București. Controversa generată de invitarea unui manelist pe scenă Coldplay demonstrează complexitatea relației artist-fan și așteptările mari pe care le au fanii de la idolii lor. Deși artiștii au libertatea de a-și urma viziunea artistică, ei trebuie să fie totodată conștienți de responsabilitatea pe care o au față de publicul care i-a susținut și cu care au dezvoltat o legătură. Bazată pe încredere. Înșelarea acestei încrederi, chiar și neintenționată, poate duce la dezamăgire, alienare și pierderea unor susținători loiali. Dacă am comandat un meniu vegetarian, înseamnă că el reflectă valorile mele și nu mă aștept să primesc drept bonus o friptură de urs în sânge. Bun, v-am pus la curent cu noutățile, am lăsat să se vadă și punctul meu de vedere cu privire la eveniment, iar acum haideți să mergem și în direcția practică a emisiunii. Pentru această ocazie îmi propun să îți sugerez două lucruri importante pe care să le faci atunci când îți sunt înșelate așteptările. Problema nu este dacă vei fi vreodată amăgit de cineva sau ceva în care ți-ai pus încrederea, ci dacă vei învăța ceva despre viață și despre tine din acest lucru. Tocmai am stabilit că a nu este o soluție și nu va rezolva cu nimic situația. Totuși, ce lucruri corecte trebuie să faci atunci când îți este înșelată încrederea? În primul rând, evaluează realist și la rece relația. Poate doar ți se pare, atunci când încrederea ți-a fost trădată într-o relație, chiar dacă este vorba doar de niște așteptări artistice, este crucial să evaluezi în mod obiectiv și lucid dinamica și istoricul acelei relații. Cum ai ajuns să iubești atât de mult o formație de muzică încât să-ți provoace sentimente negative? Acest proces de analiză te va ajuta să decizi informat cu privire la viitorul relației și la măsurile necesare pentru a-ți proteja bunăstarea emoțională. Un prim aspect de examinat este dacă trădarea încrederii a fost un incident izolat sau face parte dintr-un tipar de comportament. Dacă observi un tipar de încălcare repetată a încrederii, acest lucru poate indica probleme fundamentale și poate sugera că vei mai fi dezamăgit și în viitor. La fel de important este să înțelegi impactul emoțional pe care l-a avut trădarea încrederea asupra ta și la costurile și beneficiile menținerii relației. Pune în balanță aspectele pozitive și cele negative ale relației și analizează dacă beneficiile merită prețul emoțional al continuării relației în urma trădării. Ascultă-ți intuiția și nevoile emoționale și nu te teme să iei decizii dificile de distanțare dacă relația îți afectează negativ starea de bine. În același timp, amintește-ți că oamenii pot face greșeli și pot avea comportamente nedorite din diverse motive, traume, probleme psihologice, imaturitate. Cântărește bine dacă ești dispus și capabil să ai înțelegere față de cei care te-au trădat și dacă procesul tău de creștere va avea de câștigat din situația prin care ai trecut. În al doilea rând, învață pe seama unei dezamăgiri legate de încredere. Experiența unei trădări a încrederii poate fi extrem de dureroasă și destabilizantă, dar ea oferă totodată o oportunitate valoroasă de introspecție, învățare și dezvoltare personală. Privind dincolo de suferința inițială, poți folosi această experiență ca pe un catalizator pentru a deveni o versiune mai puternică, mai înțeleaptă și mai rezilientă. Un prim pas în acest proces de creștere este reflecția onestă asupra lecțiilor pe care le poți extrage din această experiență. Analizează ce anume a permis ca să-ți fie trădată încrederea și ce semne sau intuiții ai ignorat de-a lungul timpului. Poate fi vorba de tipare nesănătoase de atașament, de dificultăți în stabilirea limitelor, de nevoi emoționale neîmplinite sau de credințe limitative despre propria ta valoare. Identificarea acestor vulnerabilități te poate ajuta să dezvolți strategii pentru a le aborda și a preveni situații similare în viitor. Experiența trădării încrederii te poate învăța de asemenea lecții valoroase despre ceilalți și despre relații poți dobândi o înțelegere mai nuanțată a motivațiilor și comportamentelor umane, dezvoltându-ți empatia și discernământul. Poți învăța să recunoști semnalele de alarmă ale unei relații nesănătoase și să prioritizezi relațiile bazate pe respect, onestitate și reciprocitate. Folosește această experiență pentru a-ți clarifica nevoile și prioritățile fundamentale în viață. Trădarea încrederii te poate ajuta să înțelegi ce contează cu adevărat pentru tine și să îți alinii alegerile și acțiunile cu aceste valori esențiale. Acest proces de aliniere poate duce la o viață mai puternică și mai împlinită. În final, vreau să spun că nimeni nu te poate dezamăgi vreodată mai tare decât o poți face chiar tu însuți. Așa că huiduielile de la concertul despre care am vorbit au fost mai degrabă adresate alegerilor puierile din propria viață. Și aici o să las un spațiu nerostit pentru ca să nu-ți limitezi gândirea critică. Gata! Sper că v-am fost de folos. Cam asta a fost pentru astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați că puteți să-mi scrieți oricând pe adresa de e-mail la emisiunii noastre, emisiunea.enigmarongmail.com La fel de important pentru comunicare este și canalul de Telegram, emisiunea Underline Enigma, unde dorim să dezvoltăm o comunitate frumoasă, cu valori și preocupări comune. Să aveți o săptămână plină de bucurie. Până data viitoare, nu uitați că sunt aici pentru voi.